Creștinismul este ca o monedă cu două capete. Pe de o parte, trebuie să fii treaz, exact ca și ucenicii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Întotdeauna când citim Biblia, trebuie să încercăm să simțim ceea ce simt ucenicii, să vedem ceea ce văd ucenicii. Atunci când e vorba de mâncare, să și gustăm acea pâine și pește pe care... mi-e foame. Și el dormea, Iisus, și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis: Învățătorul, nu-ți pasă că pierim? În primul rând, trebuie să fim noi treji ca să vedem furtuna care se întâmplă în jurul nostru. În al doilea rând, trebuie să trezești pe Iisus care este în corabia ta. Așa cum au făcut-o și ucenicii, au văzut care e problema, că vine furtuna, au știut unde este soluția, la Iisus. Să trezim resursele pe care Dumnezeu ni le dă prin relația noastră cu Iisus Hristos. Care sunt acestea resurse? Unul la mână avem Biblia. Avem acces la ceea ce gândește Dumnezeu. Cam toate lucrurile din casă, telefonul și calculatorul și mașina de spălat, toate vin cu un manual de instrucțiuni, până și tricoul de pe noi. Și Dumnezeu ne-a dat un manual de instrucțiuni pentru viață și să o trăim cu sfințenie. Citește Biblia, pentru că este manualul de instrucțiuni pentru viață. Biblia este cea mai fascinantă, cea mai practică, este tradusă în aproape 700 de limbi. O altă resursă este rugăciunea. Ai acces la urechea lui Dumnezeu. Așa cum în relația ta cu familia nu ai memorat luceafărul și după aia o spui toată ziua doar pe aia. Când comunici cu familia ta ceea ce simți, ceea ce ai nevoie, ceea ce vrei sau îi lauzi sau îi rogi să facă ceva, dar comunici în mod natural și normal, așa este rugăciunea. Duhul Sfânt este o altă resursă pe care o avem. În momentul în care îl accesi pe Iisus în inima ta și recunoști că ești păcătos și că fără Dumnezeu, fără Iisus, care a murit pe cruce, viața este imposibilă de trăit fără El, Duhul Sfânt este promis ca să vină în tine. Și Duhul Sfânt este cel care îți aduce aminte versete biblice, cum să știi să gestionezi anumite probleme. Biserica, în Evrei, capitolul 10, versetul 25, spune să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei. Mai ales în țările noastre care ne numim creștini, este un obicei prea mare să nu mergem la biserică. Sunt multe posibilități de a găsi o biserică unde se predică, unde se explică pasaje biblice ca să înțelegi. Dumnezeu ne-a mai binecuvântat cu încă o resursă și aceasta este creativitatea lui Dumnezeu prin talentele pe care le avem fiecare dintre noi. Poate te gândești, Iuda, eu nu sunt foarte creativ. Nu trebuie tu să fii creativ. Dumnezeu e creativ și ți-a dat ție un dar. Ți-a dat probabil multe daruri pe care le ai. Unuia îi plac numerele, altuia îi plac literele, altuia îi plac animăluțele. Este foarte important ca să folosim aceste daruri și să încercăm să investim în ele. Am auzit pe cineva spunând că darul pe care îl avem, talentul pe care îl avem noi, la un moment dat poate deveni mecanismul de cooperare când treci prin probleme. Asigură-te că ești treaz, creștine, și asigură-te că îți trezești resursele care Dumnezeu ți le-a pus în barca ta ca și creștin. Ești echipat ca să duci o viață victorioasă și plină de bucurie, indiferent dacă sunt probleme în viața ta sau nu, sau în societate, poți avea bucuria unui creștin. Este dreptul tău ca și creștin. Citește-ți Biblia. E fascinantă și practică. Înveți multe despre Dumnezeu. Roagă-te neîncetat. Bazează-te pe Duhul Sfânt, că îți va da înțelepciune și putere, nu pe forțele tale. Implică-te într-o biserică și investește și folosește talentul pe care ți l-a pus Dumnezeu, cu care te-a înzestrat. Binecuvintează-i pe alții, pentru că o să-ți dea bucurie ție și va da glorie lui Dumnezeu. Eu sunt Nati Tali, sunt mică, sunt voinică, dar și cu frică de Dumnezeu. Până data viitoare, să fiți binecuvântați!